De-a lungul timpului, lumea în care trăim sau au trăit strămoșii noștri a fost pe cât de schimbătoare, atât de imprevizibilă. Lucrul nou a luat locul celui vechi, știința a avansat atât de mult încât acum 100 de ani nu se credea că vom ajunge unde suntem astăzi. Greșeli care s-au dovedit mari realizări sau care au generat catastrofe. Astăzi vreau să-ți prezint lucruri pe care poate nu le știai. Știai că toți bebelușii se nasc cu ochii albaștri? Creierul uman folosește 10 W pentru a gândi și 20% din cantitatea totală de oxigen pe care o inspirăm? Într-un an sunt 31.556.926 de secunde? Landfire, cuvântul ăsta de ți l-am scris aici, este cea mai complicată denumire a unui oraș, acesta se află în Țara Galilor. Suprafața totală a Rusiei o depășește și pe cea a planetei Pluto? Cele 17 milioane de kilometri pătrați aparținând Rusiei depășesc cele 16 milioane de kilometri pătrați ai micuței planete. Superluna se produce atunci când Luna se află la perigeu, adică punctul de pe orbită cel mai aproape de Pământ? Cunoscută ca Superluna sau Superluna plină, această lună plină poate părea mai mare și mai strălucitoare decât o lună plină obișnuită. Meduza Turritopsis nutricula este singurul organism nemuritor de pe Pământ. Lipsa somnului ne face să vedem inamici peste tot în jurul nostru. Nimeni nu a reușit vreodată să îmblânzească un elefant african. Țara noastră, România, se află în topul primelor 10 țări din Europa care au introdus automobilul în circulația rutieră. De-a lungul vieții, omul se hrănește circa 4 ani și doarme în medie 25 de ani. Primul satelit din istoria spațială a omenirii, lansat pe 4 octombrie 1957 de URSS, se numea Sputnik 1. A funcționat 22 de zile pe orbită elongată, apropiindu-se la numai 215 km de planetă și îndepărtându-se la 939 de km. În același an, în luna noiembrie, a urmat Sputnik 2 cu un pasager viu, cățelușa Laika. Americanii au lansat primul satelit numit Explorer 1 în ianuarie 1958. În prezent, mai multe țări construiesc și lansează sateliți. Printre ele, numărându-se și România, prin mini-satelitul Goliat, construit de studenți împreună cu Agenția Spațială Română, Centrul de Științe Spațiale și Politehnica București și a fost lansat pe 13 februarie 2012 de Agenția Spațială Europeană cu racheta Vega. Vaccinurile joacă un rol important în educarea sistemului imunitar. Acestea ajută sistemul imunitar să producă anticorpi împotriva unor invadatori străini, fără să infecteze organismul cu vreo boală. Așadar, pe viitor, când organismul se confruntă cu acea infecție, știe deja cum să lupte împotriva acesteia. Smalțul dinților este cea mai dură substanță din corp. Cu toate acestea, nu este recomandat să apelăm la dinți pentru a deschide anumite capace cu gura. Creierul conține miliarde de celule nervoase care trimit și primesc informații de la corp, astfel am putea spune că acesta trimite și primește mai multe mesaje decât toate telefoanele din lume. Inițial, povestea scufița roșie era utilizată pentru a-i face pe copii să se teamă de animalele sălbatice periculoase din pădure, de atunci oamenii au început să se teamă de lupi. Deși urși polari au blana albă și pufoasă, aceștia au pielea neagră. Cele mai mari mamifere de pe pământ sunt elefanții. Cangurii nu pot merge înapoi, iar fluturii miros cu picioarele lor. În visele noastre vedem fețe pe care deja le știm. Mintea noastră nu inventează alte chipuri. În vise apar doar persoane pe care le-am văzut cândva, însă dacă nu ne par cunoscute, este pentru că nu ni le mai amintim. Soarele are o vechime de peste 4,5 miliarde de ani. Formarea acestuia a început ca un nor de praf și gaz,
Acum, soarele este construit din 74% hidrogen, 24% heliu și 2% alte gaze, precum oxigen, carbon, fier și neon. Temperatura de la suprafața soarelui este de aproximativ 5500 de grade Celsius, iar nucleul soarelui măsoară o temperatură de aproximativ 13.600.000 de grade Celsius. Acum că tot vine vara, știai că durerile de cap de la înghețată sau înghețarea creierului are loc de cele mai multe ori atunci când înghețata intră pentru prima dată în contact cu limba? Aceste dureri sunt rezultatul terminațiilor nervoase de pe cerul gurii care transmit creierului mesajul că are loc pierderea de căldură. Eliminând ciocolata nu duce neapărat la slăbire. Cele patru condiții care trebuie îndeplinite pentru a reuși pierderea kilogramelor sunt reducerea valorii calorice a alimentației, eliminarea senzației permanente de foame, renunțarea la alimentele nesănătoase și practicarea unei activități fizice adaptate vârstei și sănătății. Dacă tot ai de gând să dai câteva kilograme jos, încearcă și aceste patru lucruri. În 80 de ani de viață, inima unui om pompează aproximativ 201.240.000 de litri de sânge. Trenurile din Japonia sunt atât de aglomerate încât a fost angajat personal care se ocupă cu împingerea pasagerilor în interiorul acestora. Durata de întârziere a trenurilor din Japonia este de câteva secunde pe an. Ei apreciază valoarea timpului și sunt foarte punctuali. Ei, la capitolul ăsta nu cred că avem mari diferențe între noi și ei. Porumbeii sunt animale complexe și extrem de inteligente. Sunt unele dintre puținele specii de necuvântătoare care reușesc să treacă testul oglinzii, adică testul recunoașterii de sine. Știai că propoziția "The quick brown fox jumps over the lazy dog" folosește fiecare literă a alfabetului? Legenda spune că acum ai pus pauză și verifici să vezi dacă e așa. Typewriter este cel mai lung cuvânt care poate fi scris folosind doar litere de pe un rând al tastaturii de calculator. Ursul polar este cel mai mare animal de pradă de pe uscat, având și 700 de kilograme în privința masculilor, la o înălțime de 1,8 metri și 3 metri în lungime. Suntem programați genetic să trăim 100 de ani, dar alegerile nesănătoase și stilul de viață ne scurtează însă foarte mult viața. Până în secolul al XVI-lea, bărbații nu purtau lenjerie intimă, ce-i drept, nici în ziua de astăzi nu prea se omoară cu lenjeria intimă, cel puțin unii dintre noi. Strugurii sunt pe locul 3 în topul celor mai cultivate fructe din lume după banane și portocale. Așa numitele găuri negre sunt invizibile. În ele nu există timp sau spațiu. Dacă se pătrunde într-o gaură neagră, totul va fi turtit din părți și tras de ambele capete. În interiorul unei găuri negre, nimic nu supraviețuiește, ci este sfărâmat în mici particule atomice. Un trandafir alb așezat într-un vas cu apă colorată își va însuși culoarea apei? Apa va fi absorbită de tulpina și transmisă mai departe petalelor. Câinii pot localiza sursa unui sunet în 600 timp de secundă folosindu-și urechile asemănătoare unui radar? Pentru câini nu e niciodată liniște, chiar în orele târzii ale nopții ei aud o mulțime de sunete și vibrații. La polul nord am avea nevoie între 5.000 și 8.000 de calorii pe zi pentru a rezista temperaturilor scăzute. Primul expresor a fost introdus în anul 1822 de francezi, însă italienii au fost cei care l-au perfecționat și l-au făcut cunoscut la scară largă. Vestitul laureat al primului Nobel, Albert Einstein, nu a vorbit până la 4 ani și nu a citit până la 7 ani. Ceea ce a făcut ca profesorii și părinții lui să creadă că era întârziat mental. Einstein a fost exmatriculat din școală și i s-a refuzat admiterea la școala politehnică din Zurich. Cea mai mare diferență de scor într-un meci de fotbal a fost de 149-0. S-a întâmplat în Madagascar într-un meci desfășurat pe data de 31 octombrie 2002. La oameni, senzația de sete începe să apară din clipa în care se pierde 1% din apa din organism.
Pentru a aduce beneficii organismului este recomandat ca apa pe care o bem să aibă o temperatură de aproximativ 5 grade. Cheltuind bani pentru alții ai mai multe satisfacții decât cheltuind bani pentru tine însuți. Organismul uman conține suficient fier pentru a face un cui de metal de 3 cm. Aproape toate automobilele de stradă Ferrari din anii 1950 până în prezent au fost desenate de Pininfarina. Singurul model Ferrari desenat de Bertone este 308 GT4, lansat în anul 1973. Unele broaște pot fi înghețate până devin solide și apoi dezghețate, continuând să trăiască. Butonul like de pe Facebook s-a numit la început awesome. Primul apel la un telefon mobil a fost făcut în anul 1973 de către unul dintre inventatorii Motorola. Cea mai mare colecție de vinuri din Europa, cu peste 1,5 milioane de sticle de colecție, depozitate într-un complex de galerii de circa 250 de kilometri, se găsește la Milești Mici, în Republica Moldova. Turnul Londrei este cel mai vechi obiectiv turistic din lume. Numerele pe care le folosim astăzi, precum 1, 2, 3, se bazează pe sistemul numeric hindu-arabic ce a fost dezvoltat în urmă cu 1000 de ani. Regina Egiptului, Cleopatra, era atât de frumoasă datorită băilor pe care le făcea în lapte de capră, cunoscut pentru calitățile antiinflamatorii ale pielii. Singurul aliment ce nu se deteriorează este mierea. O găină face în medie între 250 și 270 de ouă pe an. Leonardo da Vinci putea să scrie cu o mână și să deseneze cu cealaltă. Unei cămilei sunt suficiente numai 10 minute pentru a-și bea porția sa de apă de 125 de litri. Ea rezistă fără apă 14 zile, însă pierde 30% din greutate în acest interval de timp. Dacă începeți ziua cu o cană de infuzie din frunze de păpădie, nu numai că veți pierde 1 kg pe săptămână, ci întreg organismul vi se va curăța de toxinele acumulate. În plus, tenul va deveni roz și strălucitor, iar părul nu va mai cădea sau va deveni usuros. Doar un studiu, nu încercați acasă, e un sfat. Cel mai lung cuvânt din limbile actuale care se găsește scris într-un dicționar provine din limba suedeză. Acest cuvânt are 130 de litere și desemnează lucrările de pregătire a sistemelor de monitorizare, mentenanță și echipament pentru construcția simulatorului de zbor de recunoaștere a artileriei de pe coasta din nord-estul Mării Baltice. Cuvântul este cel care ți l-am scris. Cea mai apropiată stea de pământ este Proxima Centauri, aflată la 4 ani lumină, adică 25 de milioane de kilometri distanță de Soare. Asta ar însemna că dacă am avea o navă spațială care ar călători cu 50.000 de kilometri pe oră, ne-ar trebui cam 88.000 de ani ca să ajungem la ea. Billie Jane, scris de Michael Jackson și produs de Quincy Jones, a fost primul videoclip transmis de MTV având ca autor un artist de culoare. Pe atunci, MTV era un post nu foarte cunoscut de muzică, Billie Jane aducând postul de muzică în plin centrul atenției. Deci să-i mulțumim lui Michael Jackson că MTV există și astăzi. Lungimea Dunării este de 2858 de kilometri, curgând prin 10 țări, 4 capitale de stat și a doua ca mărime din Europa după Volga. Lungimea este măsurată de la izvoarele din Germania, din munții Pădurea Neagră și până la vărsarea din Marea Neagră în România și Ucraina. Cele mai mari broaște țestoase de uscat trăiesc pe insulele Galapagos și pe insulele Oceanului Indian. Ele depășesc un metru lungime și o greutate de 250-400 de kilograme. Populația Chinei este cea mai mare din lume, reprezentând mai mult de 20% din populația globului.